Din toată inima să spunem slăvit să fie Domnul. Din partea familiei mele, a celor nouă copilași, a soției mele, frații din Buzău de asemenea, vă transmit salutări. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ajutorul care ne-ați dat în Buzău de-a lungul anilor. Domnul să vă răsplătească. Pe toți Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Rămân la cuvântul care a fost citit din Psalmul 61. Mi-a atras atenția de aici un verset care spunea, versetul 5, partea a doua: Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele Tău. Nu știu cum stați cu teama de Domnul. A fost spus acest cuvânt, nici nu mă gândeam să vorbesc despre asta, dar rămânând la psalmul acesta, spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 29, versetul 25. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede Domnul n-are de ce să se teamă. Ce frumos! Frica de oameni este o cursă, spunea cineva foarte frumos, cine se teme de oameni n-a ajuns să se teamă de Domnul. Și cine se teme de Domnul nu se mai teme de oameni. Sau, cine a îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu nu mai îngenunchează înaintea oamenilor. Și cine îngenunchează înaintea oamenilor încă n-a ajuns să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu. Cursa aceasta despre care înțeleptul vorbea o găsim în viața unui om al lui Dumnezeu, interesant. Citesc doar un singur aspect de aici, Geneza capitolul 12, unde Avram ajunge în Egipt și acolo îi spune soției sale, când era aproape să intre 11 în Egipt, a zis nevestei sale Sara: iată, știu că ești o femeie frumoasă, egiptenii te vor vedea, vor zice, asta e nevasta lui, pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Și a căzut într-o cursă. Știți de ce? S-a temut de oameni. Dar nu era Domnul acolo care a promis: eu te voi păzi, te voi face un neam mare. Dar așa este când ne temem de oameni. În această seară vreau în câteva cuvinte să vorbim despre teama de Domnul și ce înseamnă teama de Domnul, sau mai concret, practic, în viața noastră, ce înseamnă teama de Domnul. Vă aduc aminte că teama de Domnul era caracteristica principală a Domnului Iisus. Dacă dorești să pui Isaia capitolul 11, versetul 2: Duhul Domnului se va odihni peste el, Duhul de înțelepciune și de pricepere, Duhul de cunoștință și de frică de Domnul. Duhul de pricepere și teamă de Domnul, spune acolo. Plăcerea lui, versetul 3, va fi frica de Domnul. Viața Domnului Iisus a fost caracterizată de această frică de Domnul. Și cum este frica aceasta de Domnul? Cum se caracterizează ea? Spune în versetul 3, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Duhul de cunoștință și de frică de Domnul. Cum se manifestă această frică de Domnul? Îi era frică Domnului Iisus că Tatăl îl trăznește dacă face ceva? Nici vorba, asta nu-i teamă de Domnul. Asta este o neînțelegere a dragostei și a suveranității lui Dumnezeu, a iubirii lui Dumnezeu. Teama de Domnul se manifestă prin a căuta întotdeauna să-i fi plăcut Domnului. Prin a lăsa în viața ta întotdeauna, orice faci, să fii plăcut Domnului. Te duci la shopping și îți iei o rochie, dau un exemplu. Și dumneavoastră când vă luați haine sau îmi iau o cămașă, îmi iau un costum sau fiecare cine luăm, sau zi o mașină. Ceea ce trebuie să caracterizeze decizia noastră nu-i care rochie e mai faină, nu care mașină e mai puternică, câți hai are. Nu, ceea ce trebuie să caracterizeze alegerea ta când cumperi este teama de Domnul. Frica de Domnul. Să-L cinstești pe Domnul prin rochia care o porți, prin mașina care o conduci, prin costumul pe care îl îmbraci, prin tot ceea ce faci, să aduci cinste lui Dumnezeu. Asta înseamnă teamă de Domnul. Când deschizi gura să vorbești, să te temi de Domnul. Când deschizi gura la adunările, la sfaturile frățești, ai, Doamne, acolo cum se vede că unii n-au nicio frică de Domnul. Nici o teamă de Domnul. N-aduc nicio cinste lui Dumnezeu. Când deschizi gura să te temi de Domnul. Domnul spune, caracteristica Domnului Iisus era aceasta: în tot ce făcea El, se temea de Domnul. Plăcerea Lui. Care-i plăcerea ta în viața aceasta?
Domnul Iisus avea o plăcere. Plăcerea unora abia să termine biserica, să meargă acasă. Se pună în fotoliu, iau cafea sau stau la televizor sau fac altceva. Spunea la noi o soră, zice, frate, așa de supărată, soțul meu nu ia Biblia, nu citește, el nu ne cheamă la părtășie, dar ce face? Și vine de la lucru și când vine de la lucru se pune, după ce mănâncă, se pune în fotoliu pe Olix, la noi, pe, la cumpărături. Dar ce face? Că știa că n-are bani. Ce, dar nu cumpără nimic, dar se uită. Uite ce plăcere a unii. N-are bani să cumpere, dar măcar se uită. Plăcerea Domnului Iisus era în fiecare moment teama de Domnul. Plăcerea apostolilor și viața apostolilor a fost caracterizată de teamă de Domnul. Vă citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 5, când Petru, prin Duhul lui Dumnezeu, deșifrează, deosebește un duh de minciună care încerca să intre în biserică, îl dă pe față, se întâmplă, știți ce se întâmplă cu Anania și Safira, sunt mor înaintea Domnului. Versetul 11, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Ce părere aveți? L-ați mai vota pe Petru păstor? Să zică, să vii la biserică, să ai două sicrie în biserică și mâine ai alegeri. Care mai trece? Care păstor mai trece de așa ceva? Teama lor a dus însă la ceva extraordinar. Următorul verset e condiționat de 11. 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul nu cuteza din celălalt să se lipească de ei. De ce se făceau multe semne și minuni? Pentru că poporul se temea de Domnul. De ce nu se mai prea fac atâtea semne și minuni astăzi? Oare nu cumva este o corelație? Oare nu cumva nu ne mai temem de Domnul? Când vedem de multe ori în biserici oameni care mestecă gumă, de exemplu, l-am văzut pe nimeni, așa nu mă reg de cineva anume, dar dau un exemplu. Dacă ai merge, se spunea de președinte, dacă ai merge în fața președintelui, ți-ai permite să mestești gumă înaintea lui? În fața cancelarului președintelui, ți-ai permite să stai picior peste picior, de exemplu? Dau un exemplu. De ce în fața lui Dumnezeu ne permitem? Nu cumva nu mai este teamă de Domnul? Vedeți, dragii mei, în momentul în care în biserică domnea frica de Domnul, prin mâinile apostolilor Dumnezeu putea să lucreze. Vreți să mai lucreze Dumnezeu și astăzi? Trebuie să ne întoarcem la teama de Domnul. Să facem în viața noastră plăcerea aceasta. Ceasul acesta nu merge slăvit să fie Domnul, mai iau după el. Da? E și 23 după el, așa că e bine, am timp. Am văzut pe ala din dreapta, l-am văzut. Teama de Domnul. M-am tot uitat la el, de aceea am făcut o seama, m-am tot uitat și văzut că nu merge. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 1, hai mai întâi capitolul 2, versetul 15, hai și 14, căci neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor. Și aici intervine teama de Domnul. Știți că Dumnezeu a pus în noi cugetul, ne-a creat cu un cuget care are menirea să ne înștiințeze când în viața noastră apare o problemă. Poți să lași versetul și spune aici în versetul 15 că gândul, puterea de gândire a noastră și cugetul, ele sunt diferite. Și gândul și cugetul, ele sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc. Cugetul este ceea ce Dumnezeu a pus în noi ca martor al lui Dumnezeu. Dacă vreți un martor din bord, un beculeț care se aprinde în bord. Știți, când rămâi fără benzină sau fără motorină, se aprinde un bec. Se arată acolo roșu, vezi că trebuie să alimentezi. Tu poți să ignori, tu poți să zici, dar eu-s pocăit, mă rog, foarte bine, roagă-te. Ai să ai mari surprize că într-o zi mașina se oprește. Și dacă te grăbești la biserică, mașina se oprește. De ce? Ai ignorat martorul pus de cel care a construit mașina. Și dacă îl chem pe Domnul Iisus,
cu excepții extraordinare, eu cunosc cazuri, am auzit când Dumnezeu a înmulțit motorina și așa mai departe, nu e acum timp să intrăm în detalii. Dar în rest, ascultă-mă, mașina se va opri. Dacă ignori că n-are ulei suficient, într-o zi se strică. Așa e cugetul nostru, e pus de Dumnezeu ca martor să semnalizeze când avem o problemă în viața noastră. Și aici intervine teama de Domnul. Ascultăm sau ne împotrivim cugetului? Ioan capitolul, o secundă, 16, nu, 14. Ioan 14:26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am poruncit eu, tot ce v-am spus eu. Psalmul 32, versetul 10. Versetul 8, eu zice, Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Fiecare dintre noi avem înăuntrul nostru această voce a lui Dumnezeu. Toți suntem creați de Dumnezeu, nu ne tragem niciunul din maimuță. Toți suntem creați de Dumnezeu și Dumnezeu a pus în noi vocea aceasta lui, îndemnul cugetului. Peste aceasta vine Duhul Sfânt care aduce lumină, imediat vedem, și aduce un surplus enorm cugetului nostru. Și teama de Domnul înseamnă ascult sau mă împotrivesc îndemnului cugetului. Ascult sau mă împotrivesc. Iată niște oameni care nu ascultă, Romani 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Adevărul acesta pus de Dumnezeu în viața noastră, cugetul, poate fi înnădușit. Știți cum? Prin păcat. Ajunge omul să păcătuiască o dată, de două ori, de trei ori și la un moment dat cugetul nu mai mustră. Și zice, frate, pe mine nu mă mustră cugetul. El merge la mare cu alți frați din biserică, alte familii, se dezbracă acolo și îl întreb, mă, dar nu te mustră cugetul? Și zice, pe mine nu mă mustră cugetul. Am ajuns așa de obișnuiți cu a vedea oameni dezbrăcați la mare, îi prim peste tot, pe telefoane. Nu mai zic și pe Instagram, pe Facebook, la tine, la tot. Încât nu ne mai mustră cugetul. Dacă citiți cartea fratelui Hozan, nu am timp acum, dar foarte scurt. El a văzut la un moment dat un om dezbrăcat, spune el, în tinerețea lui, luni de zile n-a mai avut pace, a fost tulburat, a mers la mărturisit, n-a scăpat. Păi la noi se vede asta în toate afișele aproape așa. Și nu ne mai mustră cugetul, să nu mai zică un intenționat intră la lucruri murdare și apoi vine și slujește, nu-l mustră cugetul. Și de ce nu te mustră? Ai înădușit adevărul în nelegiuire. Spune mai jos, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, cum? Prin cuget. Lucrarea aceasta din Roman 2 de care citeam, Dumnezeu a pus în noi legea Lui. Dumnezeu a pus ce avem voie să facem și nu. Și dacă n-ascultăm, ne murdărim cugetul. Le-a fost descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Așa spune în 20, ultima parte, nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nu i-au mulțumit, s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere, iată rezultatul când trăim în păcat, când înădușim adevărul în nelegiuire, inima, cugetul în cazul acesta, se întunecă. Și atunci, nu odată am stat de vorbă cu oameni care am întrebat, dar nu te mustră cugetul? Am întrebat tinere, auzi, dar n-ai o mustrare de conștiință să vii așa în fața bisericii? Nu, frate, care e problema? Zice, dacă nu-ți place, nu te uita. Doamne Iisuse! Bă, dar nu mă uit eu, dar să avem unii care, de care ne chinuim să scăpăm din ghearele lucrurile acestora. Nu-i mustră cugetul, că se întunecă cugetul. Care e soluția? Tot Pavel ne spune, Roman, capitolul 9, versetul 1, spune adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, cum? Păi frate, eu așa am primit. Noi așa am primit, când m-am dus în Buzău, de 11 ani suntem cu familia în Buzău, ne-am mutat cu soția acolo ca misionar, când ne-am mutat în Buzău,
M-am lovit de unele probleme, naștere de copii, alte probleme și întreb pe frate, mă, dar cine vom... Noi, fratele, noi așa am primit, noi așa am pomenit, asta e vorba de acolo, noi așa am pomenit. Și dacă așa ai pomenit, să te ferească Domnul să te atingi de tradiția pomenită, că ai încurcat-o. Păi nu, nu contează cum ai pomenit tu. Că noi avem Scriptura 2 Timotei 3:16, care spune toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să... îndrepte, dacă tu ai pomenit greșit, vine Domnul să te îndrepte, vine Scriptura să ne îndrepte, slăvit să fie Domnul, ca să ajungem să pomenim bine, să trăim după adevăr, Doamne ajută-ne! Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, dar cum să fie cugetul, cum să ne mai mustre cugetul când noi nu-l aducem sub lumina Evangheliei? Ca să poată cugetul să ne arate corect în bord. Eu am avut o mașină și, nu știu, mi-au schimbat cauciucurile, nu mai rețin exact, dar mi-a spus un frate, măi, vezi că nu sunt numerele bune la cauciucuri, mașina merge. Pe mine și mă interesează să meargă, restul mă pricep eu. Păi nu, mașina merge, dar zice, ai grijă, că ție ți arată 70 în bord, ai 75, te prinde poliția. Mă, asta nu-i bine. Așa e cugetul la unii, s-a dereglat. Când ar trebui să-i arate roșu, îi zice, du-te înainte că mergi bine. Și în 2 minute mașina s-a oprit. Așa e cugetul. De aceea cugetul nostru trebuie constant adus sub lumina Evangheliei. Și Pavel spune, nu doar eu așa că mi s-a năzărit mie, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Cum este luminat cugetul de Duhul Sfânt? Prin Evanghelie. Când mă las sub lumina Evangheliei, Duhul Sfânt mă luminează, mă smeresc și cugetul meu se reglează. Cugetul meu se pune în acord cu Scriptura. De aceea când stau și mă uit, spuneam ieri la tineri, când mă uit la un film, cugetul meu se dereglează. Acolo arată ceea ce arată și cugetul meu ajunge să nu mă mai mustre. De ce? Pentru că s-a dereglat. E nevoie să vin sub lumina Evangheliei. E nevoie să mă smeresc și atunci vine Domnul și mă luminează și atunci simt mustrarea Duhului Sfânt și dacă mă smeresc și mă pocăiesc, Domnul îmi dă iertare, mă duc înainte și cu ajutorul lui Dumnezeu pot să ajung în cer. Doamne, ajută-ne! Teama de Domnul, să asculți sau să respingi? Apostolul Pavel spune, și oare câți dintre noi am putea spune asta? Fapte, capitolul 20 și spunea el, versetul 24, versetul 15, am Dumnezeu nădejdea aceasta, că va fi o înviere, în 16. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, și înaintea oamenilor. Tu ai cugetul curat? Poți să slujești când cugetul tău este pătat. Unii n-au nicio problemă. Așa de mult au încălcat vocea cugetului. Eram mic la biserică, mult o întâmplare mi-a rămas în minte, foarte plastică. Un vânător avea un câine, s-a întors într-o zi de la vânătoare și s-a culcat obosit, omul fiind pădurar, dacă nu greșesc, s-a culcat foarte obosit și pe la miezul nopții, noaptea târziu, câinele începe să latre. Și latră tare și omul supărat, trezit din somn, iese la câine și spune, taci, cum zicem noi românii, marș-mă în cușcă. Și câinele intră în cușcă, omul se pune la somn, dar câinele ce face, ce nu face, iar începe să latre. Și când latră din nou, omul iară supărat, se scoală la el și îl trimite în cușcă și se repetă a treia oară. Și a treia oară omul zice, mă, nu mai spun nimic, ia pușca și îl împușcă. Și acum cine a dormit bine? Păi a dormit bine omul nostru. Tun până dimineața. Doar că dimineața casa era spartă, totul furat. De ce? Câinele lătrase, nu că avea problemă nici cu muștele, nici cu altceva. Veniseră hoții. Dar cine să mai avertizeze dacă el a împușcat câinele? Asta facem noi cu cugetul. Îi astupăm gura până când nu ne mai spune nimic. De aceea nu avem unii nicio problemă cu păcate în viața noastră să intrăm la cina Domnului. Știți ce urmează după asta? 1 Corinteni 11. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Termenul este de mort spiritual. Că deși cugetul nostru ne-a avertizat, ne-a vorbit, n-am venit cu el la Hristos să-L lumineze și am ajuns să trăim fără să ne mai pese de vocea Duhului, de vocea cugetului.
Pavel spune, frații mei, oameni buni, mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. 23:1, fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu. Câți dintre noi oare putem spune asta? La finalul vieții vei putea spune ca Pavel, Doamne, sunt gata să vii să mă iei. Am trăit în toată curăția cugetului meu. Dacă spui o vorbă cu două înțelesuri, te mai mustră cugetul. Fiind slujitor, mă duc prin diverse locuri, biserici, aud multe, multe aș vrea să nu le mai aud niciodată. Și mă întreb, dar nu-l mustră cugetul? În bisericile noastre glume cu două înțelesuri, cu tentative sexuale spuse de bărbați și de femei, de surori, între tineri, între frați chiar. Și nu-i mustră cugetul. Zici o glumă bună și după aia urcă la amvon, n-are nicio problemă. Intră la cina Domnului, n-are nicio problemă. Și eu întreb, la final vei putea spune, eu am trăit cu toată curăția cugetului meu? M-a smerit foarte mult un cuvânt care Abigail l-a spus lui David. 1 Samuel 25, versetul 29. Cunoașteți, nu mai intru în detalii, Nabal, un om nebun, n-a vrut să aștepte pe David. David hotărât acum, gata, îl nenorocesc, gata, îl omor, tot ce e a lui. Femeia aceasta înțeleaptă este înaintea lui și spune, printre altele, 30, și ascultați-mă, Abigail aici este prototipul Duhului Sfânt. Auziți ce vorbă spune femeia aceasta pe care Biblia numește înțeleaptă? Când va face Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Tânără care ești aici, când vei sta în fața bisericii, să dorești să primești cu soțul mirele tău, să primești binecuvântarea, vei putea sta cu cugetul curat? Vei putea sta ca băiat, ca mire în biserică, cu fruntea sus să spui, Doamne, am viețuit cu toată curăția cugetului meu? Sau cumva aici tu ești aici? Și în sală, tu ca mireasă ești aici în față și în sală mai sunt vreo 3-4 pe care i-ai sărutat, pe care i-ai ținut de mână, care te-au ținut de mână. Poți să ai cugetul curat? Nu e ca bărbați, dar nu e problema ochilor. O spune Domnul Iisus, cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Avem cugetul curat? Dacă ai scăpat privirea, ai mers repede să te pocăiești. Ai intrat la mărturisire. Sunt șocat să găsesc frați care de 10 ani n-au fost la mărturisire și îl întreb, frate, ai ceva de mărturisit? Nu. Asta nu pot să o cred. Nu-i mai mustră cugetul. Dar uitați vocea Duhului Sfânt ce strigă, lasă, te rog, 31. Atunci, când va face Domnul Domnului meu tot binele, nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget. Dați-mi voie să spun ceva, în mod special pentru surorile tinere, mamele tinere și fetele tinere care urmează să căsătorească. Stau de vorbă cu surori mai în vârstă. Nu, asta nu e mărturisire, e altceva. Știu de la persoane, dar nu la mărturisire. Stau de vorbă cu surori care spun, frate, așa de rău îmi pare că n-am primit toți copiii. Ajung spre bătrânețe, 50, 60, 70 de ani și începe să o mustre cugetul. Spunea cineva frumos, cea mai bună perină la bătrânețe este un cuget curat. Știi că poți să ai îndrăzneală? 1 Ioan cât? 3? Dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Dar dacă te osândește inima, ai îndrăzneală? Nu mai poți să ai îndrăzneală. Și Pavel spune, eu am viețuit, eu mă silesc să am totdeauna cugetul curat. Așa să trăiești încât la 60 de ani să n-ai nicio mustrare de cuget. Soția mea, din 9 copii pe care Domnul i-a dat, 7 s-a născut cu cezariană, nu odată era să moară. Eu eram la Buzău în slujire, era la Arad,
a intrat de multe ori în urgență la operație. Și au apărut și în mintea noastră întrebări. Au venit tot felul de sfătoși care au spus, auzi, asta chiar, am zis că asta e noapte minții. O soră cu, nu desconsideră, nu știu dacă are 4 clase, a venit să o învețe ce poate să facă să nu mai aibă copii. Soția mi-a făcut și prea medicina, e medic. Asta e noaptea minții. Până noi facem copii, că nu știm ce să facem să nu avem copii. Doamne Iisuse, noi am acceptat copii că ne-am temut și ne temem de Domnul. Și pot să vă spun acum că am cugetul curat și dacă ar fi să plec în clipa asta la Domnul, pot să stau înaintea lui Dumnezeu cu toată curăția cugetului meu. Pot să am îndrăzneală când vine cineva în față să mă rog pentru el cu toată îndrăzneala, pentru că știu că am cugetul curat. N-ai vrea această seară să vii la Domnul, să-ți curețe, să-ți lumineze cugetul, să-ți curețe, Evrei capitolul 10, să ne curețe de toate faptele, cugetul de faptele moarte, de toate lucrurile întinate. Ce frumos era îndemnul acestei femei, ce frumos ne îndeamnă Duhul Sfânt în seara aceasta, că atunci când vei ajunge să stai înaintea Domnului, să poți să n-ai nicio mustrare de cuget, să poți să spui, Doamne, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu. Da, am fost prigonită. Eu știu că aici sunt mame și întâlnesc mame obosite, cu brațele rupte. Și sunt surori care în loc să le ajute pe mamele acestea, le mai dă o palmă. O, ce pedeapsă va veni peste unii. Când vom sta înaintea celui care e creator, care dă viață, care nu vine copilul la întâmplare, nu vine copilul din greșeală, cum spunea cineva, o, am greșit, a venit un copil din greșeală. Nu! Dumnezeu e cel care dă viața, să poți să stai înaintea lui Dumnezeu la final, cu cugetul curat. Poate că astăzi nu simți mustrarea cugetului, dar va veni ziua când vei sta înainte Dumnezeu, și eu și tu. Vei putea să spui ca Isaia, Doamne, iată eu și copiii pe care mi-ai dat-o. Ce frumos e îndemnul Duhului Sfânt atunci când va face Domnul, Domnul meu, tot binele, să n-aibă Domnul meu nicio mustrare de cuget, să nu-l apese cugetul cu nimic. Închei spunându-vă cuvintele din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Ascultați-mă, dragostea adevărată a lui Dumnezeu, ea crește într-un mediu definit în acest verset. Dragostea aceasta vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Dacă scoți dragostea lui Dumnezeu din acest mediu, dragostea se ofilește ca o floare, nu știu dacă astea sunt reale, dar dacă iau o floare reală și o bag sub pat, ce se întâmplă cu floarea? Se ofilește. De ce? I-am schimbat mediul și nu mai e prielnic. Ea nu mai poate înflori. Dacă o pune în dulap, ea nu mai poate înflori, nu mai poate să trăiască. Dragostea adevărată, mântuirea se păstrează într-un cuget bun, într-o inimă curată. Ferice, Matei 5, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ai tu inima curată? Și acum auziți, pentru acei care nu înțeleg să-și păstreze cugetul curat. 6. Unii, mă rog să nu fie aici la Elimbrun, unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri. O, dar ei slujesc în continuare, ei intră la cina Domnului, ei cântă în continuare, da, dar și-au pierdut credința, și-au pierdut cugetul curat, și-au pierdut credința neprefăcută. N-au o inimă curată. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit. Și în versetul 19 zice Apostolul Pavel să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut. Frații mei, ascultați-mă ce vă spun cu cuvântul acesta în față. Nu există om, păstor, proroc,
evanghelist, Billy Graham să fie, nu există nimeni care să trăiască cu cugetul pătat și să nu-și piardă, să nu cadă din credință. Aici este urmarea cea mai gravă. Cine astăzi își pătează cugetul, nu vine la Hristos să-i spele cugetul, nu intră la mărturisire, într-o zi va cădea din credință, nu o spune fratele Benim, o spune autoritatea Scripturii. Și Domnul vrea să ne păzească de cădere, să n-ajungem acolo. M-am întrebat, discutam și cu frații pe mașină, m-am întrebat, Doamne, cum se poate că oameni mari, oameni cu nume, proroci, păstori, oameni cunoscuți, au căzut în niște păcate cât te îngrozești când le auzi, mai bine nu le auzeai. Și m-am întrebat sincer, Doamne, cum se poate? Nu ca să-i judec, ci ca să învăț eu să nu fac. Știți cum se poate? Aici e răspunsul. Și-au pătat cugetul. Și-au murdărit cugetul. Mai exact, și-au pierdut cugetul curat. Oricine își pierde cugetul curat, mai devreme sau mai târziu, va cădea din credință. Eu mă rog pentru dumneavoastră aici la Elim, Domnul să ne lumineze cugetele. Ne așteaptă Domnul să venim la El. Ne așteaptă Domnul să ne temem de El. Psalmul 22 spune acolo, lăudați voi toți care vă temeți de Domnul, lăudați-L, tremurați-vă înaintea Lui. Frica de Domnul înseamnă să asculți de cugetul tău sub îndemnul și lumina Duhului Sfânt și cine face așa va avea un final fericit. Doamne, ajută-ne! Amin!